Magistrații Curții Constituționale au început examinarea sesizării guvernului pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor. La marșul din 9 mai, 16 oficiali au încălcat legislația purtând panglica negru-oranj interzisă prin lege. Republica Moldova a ajuns în finala Eurovision din acest an. Bun găsit! Începe nouă ediție a săptămânii de gardă. Magistrații Curții Constituționale au început miercuri examinarea sesizării guvernului pentru scoaterea în afara legii a partidului politic Șor. Înalta Curte a anunțat că demersul executivului va fi examinat în perioada 10-17 mai. Autorul sesizării susține că, citez, acțiunile partidului Șor nu cad sub incidența garanțiilor aferente dreptului la liberă asociere și la libertatea opiniei și a exprimării și urmează a fi considerate ca acțiuni contrare identității constituționale a Republicii Moldova, a intereselor sale naționale, suveranității și independenței statului. Partidul Șor, istoric vorbind, a apărut urmarea unei tranzacții de preluare a unui alt partid, care se numea Ravnopravie. Și aici am să folosesc o metaforă. A fost preluat ca o mașină uzată, să spunem așa, iar printr-o care acestea, fiind prezentată publicului ca o mașină perfectă, dar din păcate aceasta apare a fi, și o fac între ghilimele, ca o căruță răblăgită și ruginită, care își așteaptă programul Rabla și căruțașul urmează să părăsească această căruță. Ați formulat niște învinuiri grave care urmează să fie privite prin prisma codului penal, că partidul politic Șor este finanțat din Federația Rusă, are legături cu serviciile secrete ale Federației Ruse. Guvernul este reprezentat în fața magistraților în alte curți de către avocații Eduard Digore, Ina Bostan și Andrei Digore. Executivul a precizat pentru ziarul de gardă că biroul de avocați a fost selectat în urma unei proceduri legale, iar statul le va achita circa 160.000 de lei. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru. Evenimentele din 9 mai, dedicate comemorării eroilor căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial, nu au trecut nici în acest an fără încălcări ale legislației. Deși purtarea panglicii negru-oranj, fără ca aceasta să fie parte a unei distincții sau medalii, este interzisă, pe 9 mai, cu riscul de a fi amendate, aproximativ 180 de persoane au afișat în timpul evenimentelor din centrul capitalei simboluri utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime împotriva umanității. Potrivit oamenilor legii, în 16 cazuri au fost vizați oficiali, 9 dintre care sunt deputați. Încălcări au admis și 5 persoane cu demnitate publică din autonomia găgăuză. În același timp, unii oameni care au participat la Marșul Memoriei din capitală, la care au fost prezenți și reprezentanții Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, au venit la eveniment cu mașini de lux fabricate de companii germane, țară învinsă în al doilea război mondial. Bună ziua, îmi cer scuze. Ce portați pe anglică, Sfântul Gheorghe? Просто интересно. Пожалуйста. Почему вы носите георгиевскую ленту? Она была запрещена. Конституция не запрещена. Ее можно носить только если она часть медали, понимаете? Мой дед победил фашистов. Парк Фост. Сюда двое. Я ей пермису дар пи медали. Пи медали? Да. Обдарю вам медали. Где солдат? Афганистан. Спецназовец? 63. Dar puteți să ne arătați medalia? Dar trebuie să o port cu mine. Pe anglica trebuie să fie doar pe medalie. E simbolul biruinței, nu e nicio problemă. E simbolul biruinței. Asta și pe-n vas, pe voi, mai asandu, asta e prostie. Dacă și nu mă întrebi, de ce a zburat avionul ăsta pe sus, Polșei? Ia ca asta. Un avion militar zboară prin oraș. Ia ca asta întreabă-mă. Dar nu de panglic. Asta e semnul biruinței. Care e problema? Care e problema? Dar și cată avionul militar a altui stat în centrul capitalei Republicii Moldova. Săptămâna aceasta, președinta Maia Sandu a anunțat despre lansarea paginii web a Adunării Moldova Europeană, convocată pe 21 mai în centrul capitalei. Șefa statului a venit cu un îndemn pentru moldovenii stabiliți în străinătate. Putem fi uniți pe 21 mai. Dacă sunteți departe de Moldova, vă îndemn să vă adunați în orașele în care vă aflați. Deja tot mai mulți cetățeni din diasporă se organizează pentru a fi împreună pe 21 mai.
puteți afla unde se adună moldovenii pe moldovaeuropeana.md. Vă îndemn să vorbiți cu rudele de acasă, să le spuneți că pe 21 mai mergem cu toții la adunarea Moldova Europeană. Ne unim vocile și decidem soarta țării. Parlamentul European a votat marți cu largă majoritate asistența macrofinanciară de 145 milioane de euro propusă de Comisia Europeană pentru Republica Moldova. Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a îndemnat oficialii europeni să sprijine mai mult țara noastră în parcursul său european. Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene care se asociază mecanismului pentru interconectarea Europei. Astfel, țara noastră va avea acces la o platformă cu fonduri totale de 26 miliarde de euro în sectorul transporturilor, sectorul energiei și în sectorul digital. Tot în această săptămână, țara noastră, reprezentată de Pasha Parfini, s-a calificat în finala Eurovision de la Liverpool. Marea finală este programată în această seară. Țara câștigătoare va fi aleasă prin votul publicului și juriului profesionist din fiecare țară, în proporție de 50-50. Așa că astăzi, dacă vă aflați în diaspora, nu ezitați să votați pentru Republica Moldova. Soare și luna, soare și luna, noapte cu luna, noapte. Duminică, traficul rutier va fi restricționat timp de aproximativ 5 ore pe arterele principale din sectoarele centru și botanic ale capitalei. Traficul rutier va fi limitat și pe traseul Bulboaca-Chișinău. Măsurile vor fi aplicate în contextul repetiției generale pentru summitul Comunității Politice Europene. Potrivit autorităților, simularea generală din 14 mai va începe la ora 9 și se va încheia la ora 14. Astfel, oamenii legii îndeamnă cetățenii să-și planifice din timp traseul de deplasare. Până acum, 40 din cei 50 de lideri invitați și-au confirmat prezența la summitul Comunității Politice Europene, care va fi găzduit de Republica Moldova pe 1 iunie. Printre aceștia se numără președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Autoritățile au secretizat temporar mai multe informații cu privire la organizarea summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc în Republica Moldova, pentru a evita acțiuni de sabotaj și perturbări. Mai multe detalii găsiți pe canalul nostru de YouTube. Ziarul de gardă a constatat că în toiul pregătirilor pentru eveniment au fost efectuate mai multe lucrări, fiind organizate inclusiv licitații cu câteva sute de milioane de lei pentru reparația câtorva drumuri care duc spre vinăria privată ce va găzdui evenimentul. La 17 martie curent, Administrația de Stat a Drumurilor anunța despre demararea lucrărilor de reparație a drumurilor Chișinău-Bender-Tiraspol, Floreni-Aneninoi și de la Cău-Bulboaca. Deși Administrația de Stat a Drumurilor nu anunța că reparația acestor drumuri are legătură cu summitul din 1 iunie, ziarul de gardă a constatat că toate cele trei trasee duc spre vinăria Castel Mimi, iar pentru reabilitarea lor din fondul rutier au fost alocate 225,7 milioane de lei. Banii au ajuns în conturile Rutador SRL, Nouconst SRL, Dromas Cons SRL și Genesis International SRL, firme campioane la încasări din reparația drumurilor, despre care ziarul de gardă a scris în repetate rânduri. Angajații din structurile de forță vor putea să muncească în sistem și după atingerea vârstei de pensionare până la 55 de ani. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat joi în a doua lectură de Parlament. Tot joi, Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege pentru denunțarea acordurilor privind activitatea teleradiocompaniei MIR. În perioada 2000-2022, din bugetul de stat către reprezentanța din Republica Moldova a companiei MIR au fost achitate mijloace financiare în valoare de 40,3 milioane de lei. Continuăm cu evenimentele din justiție. Procurorii anticorupție cer magistraților judecătoriei Chișinău înlocuirea măsurii de arest la domiciliu cu arest preventiv în privința fostului deputat democrat Vladimir Andrunache, cercetat în dosarul frauda bancară pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susține că motivul care stă la baza solicitării este faptul că Vladimir Andrunache, care pe 19 aprilie a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiindu-i aplicată monitorizare electronică, citez, intenționat a manipulat brățara de la picior cu scopul de a bloca semnalul de monitorizare.
persoanele care au văzut această lipsă de brățară l-au telefonat pe Vladimir Andronache repetat. Acesta nu a ridicat telefonul, măcar că are o condiție obligatorie să răspundă la semnale de control sau să emite semnale telefonice de control. Ca rezultat, oficiul de probațiune a sunat la 112 și poliția a fost trimisă la domiciliu să verifice de ce nu lucrează semnalul și ce s-a întâmplat și de ce nu ridică la telefon. Când au ajuns pe loc polițiștii, au observat că Vladimir Andronache intenționat a manipulat brățara instalată la picior cu scopul de a bloca semnalul de monitorizare. Judecătorul Ghenadie Mâra a fost desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii în funcția de președinte interimar al instanței. Se întâmplă după ce Anatolie Minciuna, președintele Curții de Apel Chișinău, și-a dat demisia. Tot joi, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au respins sesizarea procurorului general interimar Ion Munteanu privind acordul pentru pornirea urmăririi penale, percheziția și tragerea la răspundere penală a unui judecător. Sursele Ziarului de Gardă din organele procuraturii afirmă că sesizarea l-ar fi vizat pe Ghenadie Tocaiuc, judecătorul care în luna decembrie a emis o încheiere prin care Adrian Nichifor a fost eliberat din detenție înainte de termen. Fondatorul companiei Bismobil Kitchen, Mihail Șaran, rămâne în arest în penitenciarul numărul 13 pentru încă 30 de zile. Un judecător de instrucție al judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorilor cu privire la prelungirea măsurii preventive. Iar în arest la domiciliu pentru 20 de zile, rămâne deputata partidului Șor, Marina Tauber, vizată în două cauze penale. Au decis magistrații Curții de Apel Chișinău. Zilele trecute, Procuratura Anticorupție a anunțat că șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău, Boris Câlca, vizat în dosarul de abuz de serviciu și de lapidarea fondurilor externe destinate refugiaților, are interdicție de a părăsi localitatea. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, cei ai Serviciului Vamal și Procurorii Anticorupție au efectuat joi 23 de percheziții la bălți în cadrul unor cauze penale pornite pe trafic de influență, corupere pasivă și corupere activă. Descinderile au avut loc în oficiile postului Vamal Intern Bălți, biroului Vamal Nord, dar și în automobilile și domiciliile brokerilor vamali și agenților economici. În urma acțiunilor de urmărire penală, doi brokeri vamali și un agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore. Conform CNA, brokerii vamali ar fi pretins și primit de la mai mulți agenți economici, cărora le prestau servicii, sume ilicite de la 3.000 până la 15.000 de lei. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au sesizat Comisia Electorală Centrală Găgăuziei cu privire la acțiunile și încălcările întreprinse de reprezentanții Partidului Șor pe perioada campaniei electorale din regiune. Transportarea organizată contra plata alegătorilor la secțiile de votare, plasarea afișajului electoral în locuri nepermise și achitarea mijloacelor bănești pentru plasarea acestuia din surse financiare nedeclarate de Partidul Șor la Comisia Electorală Centrală. Sunt doar câteva dintre acțiunile expuse în sesizare. Turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan este programat pentru duminică 14 mai. Candidata Partidului Șor, Evgenia Guțul, și candidatul susținut de socialiști, Grigori Uzun, luptă pentru fotoliul de lider al Găgăuziei. Republica Moldova va monitoriza cantitățile de cereale importate din Ucraina, fără a se linia la măsurile UE privind restricționarea temporară a importurilor. Potrivit Ministerului Agriculturii, această decizie a fost luată în urma discuțiilor purtate cu fermierii. Vicepremierul Vladimir Bolea a declarat că guvernul este axat pe rezolvarea problemelor de ordine economic a agricultorilor. Continuăm cu evenimentele de pe frontul din Ucraina. Autoritățile din Marea Britanie au anunțat că vor furniza Ucrainei rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune. Ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a declarat că donarea acestor sisteme de arme va oferi Ucrainei cea mai bună șansă de a se apăra. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina mai are nevoie de timp pentru a-și lansa contraofensiva, iar SUA a anunțat încă un pachet de asistență pentru Ucraina, în valoare de 1,2 miliarde de dolari, care include muniții și sisteme de apărare aeriană. Vă mulțumim că ne urmăriți! Numai bine!